Tot în domeniul relațiilor internaționale, am avut un punct pe ordinea de zi care se referă la relația dintre România și Republica Moldova, o temă care este foarte importantă pentru noi, o temă care mă interesează foarte mult. Am constatat în informarea făcută de Ministrul Afacerilor Externe un lucru care se observă și cu ochiul liber. Relația noastră trebuie să devină mai bună, mai performantă, mai pragmatică și mai previzibilă. În consecință, pentru a îmbunătăți abordarea relației România-Moldova, s-a decis să se lucreze pe o strategie, o strategie de data aceasta pe termen mediu și lung, care va stabili cum anume ne vom poziționa în această relație. Între timp, evoluția politică din Moldova ne-a arătat tuturor că partidele pro-europene au dificultăți, vorbesc de partidele pro-europene din Moldova, sigur, și aceste dificultăți s-au văzut foarte bine după alegerile parlamentare pe care le-au avut ei în 2014. Este deci nevoie de o relație îmbunătățită. Faptul că România vine în sprijinul Moldovei cu o finanțare importantă este doar un început. Noi credem că e nevoie de o implicare mult, mult mai profundă în relațiile economice dintre România și Moldova și este nevoie în continuare de implicarea noastră în construcția și întărirea instituțiilor democratice. Aceste lucruri toate vor fi prevăzute în strategia pe care o vom avea pregătită pentru sfârșitul acestui an.